Bună ziua! Revin cu informații actualizate despre situația măsurilor luate pentru combaterea coronavirusului la nivelul județului Cluj. În acest moment avem 982 persoane în izolare la domiciliu, 132 de persoane carantinate instituționalizate. Avem 4 cazuri confirmate de pacienți infectați cu coronavirus din județul Cluj. 3 sunt internați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, unul este internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Timișoara. Starea tuturor este bună, fără elemente de gravitate. Pe lângă cele 4 sancțiuni contravenționale care au fost acordate până în prezent, sub forma amenzilor de 10.000 de lei, pentru nerespectarea regimului de izolare la domiciliu, s-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 352 Cod Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, urmând a se face cercetări în colaborare cu unitatea de parchet competentă. Am decis înființarea unui grup tehnic medical format din specialiști de renume, profesioniști în domeniul medical, care va avea ca sarcină gestionarea întregii infrastructuri medicale din județul Cluj. Acest grup tehnic va fi condus de doamna conferențiar dr. Adela Golea și va fi sub autoritatea directă a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând a dispune toate măsurile necesare pentru a operaționaliza infrastructura medicală pe care o avem la dispoziție în județul Cluj. Am decis de asemenea ca medicii de familie să primească responsabilități în plus și să realizeze primul nivel de triaj al pacienților care prezintă orice fel de simptome care pot fi asimilate cu coronavirusul. Ei vor fi prima interfață, practic oricine are sau prezintă simptome de răceală, tuse, febră, se va adresa în primul rând medicului de familie care va gestiona mai departe relația cu spitalele sau va acorda tratamentul necesar pentru aceste simptome, tocmai pentru a decongestiona activitatea infrastructurii medicale din Cluj. La nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, unde se desfășoară în acest moment toată procedura de testare pentru întreaga regiune, capacitatea maximă de testare este în continuare de 70 de probe pe zi, în condițiile în care avem sute de probe care așteaptă să intre în testare din toată Transilvania. Am identificat mai multe aparate care pot prelua testarea. Ele sunt în proces de validare în acest moment. Există niște proceduri foarte stricte cu privire la optimizarea lor, urmând ca în cel mai scurt timp să fie operaționale și să poată crește capacitatea de testare până la peste 500 de probe pe zi. Așteptăm kiturile aferente fiecărui tip de aparat pentru că sunt diferite în funcție de modelul fiecăruia. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase urmează să ajungă încă 1500 de kituri de testare pentru aparatul pe care îl au în dotare. Capacitatea de terapie intensivă de la nivelul județului Cluj în prezent este de 200 de paturi ATI și 100 de ventilatoare. Au fost comandate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență încă 21 de paturi ATI complete, dotate inclusiv cu unități de ventilare. Au fost montate 5 corturi de triaj la intrarea în unitatea de primiri urgențe, la Spitalul Clujana, la Spitalul de Oncologie, la Spitalul Clinic de Copii și la Spitalul de Pneumoftiziologie, cu scopul de a tria pacienții și a-i dirija către alte unități spitalicești inferioare, pentru a nu congestiona inutil activitatea acestora. Vreau să aduc la cunoștința tuturor câteva elemente importante pentru următoarea perioadă. După cum știți,
toate persoanele care vin din Italia, care a fost declarată zonă roșie, intră automat în carantină instituționalizată. Asta presupune că sunt chestionați, evaluați și transportați către locațiile de carantină de pe raza județului Cluj, urmând a le fi prelevate probe care vor fi testate la aparatele de testare pe care le vom avea la dispoziție. Începând cu ieri, ora 21, toți cetățenii care vin din țările cu peste 500 de cazuri confirmate de coronavirus intră automat în izolare la domiciliu. Lista acestor țări poate fi observată pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică din România. Este o listă actualizată în permanență. În acest moment vorbim de următoarele țări: Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Spania, Statele Unite și Suedia. Deci toate persoanele care vin din aceste țări, indiferent că vin pe aeroport sau vin pe cale terestră, vor intra automat în izolare la domiciliu timp de 14 zile. De aceea este foarte important mesajul pe care vreau să-l transmit mai departe tuturor cetățenilor din județul Cluj pentru următoarea perioadă. Vă rog foarte mult să vă anunțați rudele, prietenii, cunoștințele care intenționează să vină de sărbători acasă de acest lucru, de faptul că nu vor petrece sărbătorile în condiții normale, vor sta în izolare la domiciliu împreună cu familia, pentru că automat și familia celui care interacționează cu cel venit din zonele pe care vi le-am spus intră în izolare la domiciliu sau în carantină în locații special amenajate. Deci rugămintea este să vă îndrumați cunoștințele, rudele, prietenii să nu vină acasă de sărbători, pentru că nu vor petrece sărbătorile așa cum se cuvine. La nivelul instituției prefectului județului Cluj, la cele două servicii publice comunitare pe care le gestionăm în mod direct, s-au luat următoarele măsuri. La serviciul public comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, s-a decis suspendarea activității de examinare la nivel național, proba teoretică și practică, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației actuale. Activitatea de înmatriculare a vehiculelor funcționează pe bază exclusiv de programări online. La nivelul serviciului public comunitar de pașapoarte, activitatea de preluare a cererilor pentru elaborarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare, se va realiza numai pentru persoane care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor online. Cu privire la instituirea stării de urgență de către președintele Klaus Iohannis prin decretul care va fi publicat în Monitorul Oficial, fac un apel la calm către toți cetățenii județului Cluj. Trebuie să înțelegem cu toții că starea de urgență a fost instituită cu un scop foarte clar. În primul rând, pentru a scurta termenele pentru achiziția de materiale, substanțe, medicamente și echipamente de protecție, pentru a întări autoritatea și funcționalitatea instituțiilor statului care gestionează în mod direct această situație, respectiv Direcția de Sănătate Publică, structurile Ministerului Afacerilor Interne și alte instituții implicate, pentru a întări capacitatea spitalelor de a primi pacienți și pentru limitarea creșterii speculative a prețurilor medicamentelor și a echipamentelor de protecție. Nu trebuie să ne facem probleme cu privire la unele dezinformări care apar în spațiul public, respectiv nu vom vedea armata pe străzi, nu se vor
restricționa alimente, medicamente sau combustibil, așa cum în mod eronat circulă informații false. Stocuri sunt suficiente și pentru alimente și pentru medicamente. Din acest punct de vedere, nu trebuie să-și facă nimeni niciun fel de problemă. Această stare de urgență are ca rol exclusiv facilitarea și întărirea capacității operaționale a autorităților pentru a funcționa cât mai eficient în combaterea coronavirusului de la nivelul României. De altfel, măsurile care au fost luate la nivel național până în prezent au reușit să stopeze răspândirea coronavirusului într-un mod mult mai eficient decât în alte state, pentru că dacă ne comparăm cu state în care evoluția a început cam în același timp cu România, putem vedea foarte clar că la ei lucrurile au evoluat mult mai rapid, că vorbim de Franța, că vorbim de Germania, că vorbim de Spania, care au început în aceeași perioadă cu noi să aibă cazuri confirmate. Au ajuns în prezent la mii de cazuri confirmate, iar România este la 150. Asta se datorează în principal reacției rapide și eficiente a autorităților și a măsurilor pe care acestea le-au luat. De aceea este foarte important ca toți cetățenii să aibă încredere că autoritățile vor gestiona această situație, să fie responsabili și înțelegători, pentru că toate aceste măsuri au ca scop prevenirea răspândirii coronavirusului și siguranța și sănătatea tuturor românilor. Vă mulțumesc!